corect. Paula, poate fi asta o victorie de moral înaintea returului cu Mets? Sigur că da, trebuie să fie pentru noi o victorie de moral. În prima repriză a fost scorul destul de apropiat, au fost gândurile voastre mai mult către Liga Campionilor? Nu cred, ne-am intrat un pic mai greu în meci, însă important este că a doua repriză ne-am revenit și am reușit să câștigăm la o diferență mai mare. Știți așa că e o săptămână decisivă pentru voi, tocmai din prisma meciului de Champions League? Este o săptămână decisivă pentru noi, pentru că ne dorim foarte tare să câștigăm la meci și dorim să remontăm golaverajul. În vestiar, simțiți că se poate? Trebuie să se poată, pentru asta ne antrenăm, pentru asta muncim de când a început acest nou sezon și ne dorim și ne impunem să sperăm, pentru că până la urmă asta face parte din viața unui sportiv. Ar fi o surpriză dacă am reușit să remontăm diferența de 5 goluri? Ne-am bucurat enorm. Credeți că simțiți că toată lumea e cu ochii pe voi, că toată lumea vă încurajează, vă susține din punctul ăsta de vedere? Trebuie să fim susținute pentru că avem nevoie de susținerea tuturor. Este o săptămână foarte importantă pentru noi, un meci foarte important și chiar pe această cale doresc să mă adresez tuturor să fie alături de noi pentru că avem nevoie de toată lumea. Ce veți schimba față de meciul tău? Nu știu, poate norocul. Presiunea pe care am pus-o meciul de acasă, ne dorim să nu mai avem noi. Să jucăm mult mai degajate și efectiv să ne bucurăm de handbal. Mulțumesc.